Bă, băiatule, tu nu ești sănătos la cap. Ce-a zis? Stai jos. Îmi spuse, nu veni după mine. Mă dusei de două, de trei, vă zic că chiar nu vreau să fiu pe loc. Tu nu ai, tu n-ai răspuns, asculta, hai că voi faceți intenționa să-l atacați pe el pe bune. Fac-o! Nu, ce treabă avem? Cum, mă, ce treabă avem? Atâta timp că ți-am zis că tu ești un loc cu 3 în topul respectiv. Așa. Ți-am zis, el a zis că da, e un loc unde trebuie și tu erai pe picior, ți-am zis, da, e la picior și te-ai ridicat. Nu spuse așa. A, da, ai fost mă ridic, hai că oricum tu, voiam să mă ridic. Adelina, și în primul rând, înainte să plec, înainte să plec. Hai să ne păstrăm calm. I-a zis că ai fost pe locul 3, dar acum ești... Bine, calm. Înainte să plec. Acum ești pe piciorul lui. Ai auzit? Adelina. M-a agresat. În topul lui, gata, ai fost ultima. Așa și? Gata, acum ești la piciorul lui. Așa și? Care e problema? Așa, da. Crezi că ești la piciorul lui? Păi nu mă interesează părerea voastră, eu știu unde sunt. Hai să vorbim calm. Te rog. În primul rând, eu m-am ridicat de aici, nu știu ce spuneai tu de top. Ai zis, da, un top, nu știu ce, și Adriana, nu zâmbesc. Adriana a fost prima. Adriana a fost prima, Alina a doua. Bine, și Adriana a fost trei. Și? A fost top 3. Te deranjează pe tine? Nu, doar a zis și la tine a fost Adriana, a fost nu știu cine și... A fost top 3. Pe bune. Da, dar eu măcar nu bat joc de nimeni și nu las pe nimeni să-ți bată joc de mine. Așa. Păi da, dar nu contează pe ce loc, contează că e unde trebuie. Și am zis că da, e la picior. La piciorul lui, da. Mă, omule, dar m-am ridicat de-a... Nu, pentru așa că eu înainte... Așa s-a văzut, ok. Okay, păi, dar în momentul ăla s-a dat cadru pe Adriana și am zis, uite-o și pe asta cum râde. Și m-a ridicat și m-a enervat pe ea. Aveam interdict de la râs. Nu, mă, dar gen... Care e problema ta cu Adriana? N-am nicio problemă cu ea, și știe. Pentru că asta se întâmplă. Și ce că râde? Tu în loc să-ți vezi de Radu, stai și mă asculți pe mine sau poate pe Duțu. Și când îți zici frate. Ți-au zis Radu să stai acum, așa ai stat. Și eu când ți-am zis. Uite, să vezi că o țin pe ferpe. Să te ridici acum că vine să te pui iar pe el. Jur că tac, nu mai vorbesc. Duțule, știi ceva? Tu vezi de treaba ta, că tu oricum ești vreau, în plus că aici. Văd că tu oricum ești în plus. Nu tu ce faci, țapule? Mai înainte luai apărarea și acum dai nei. Ai cap. Ai cap. I-am luat apărarea că nu a fost adevărul, da. Și acum ce? Nu e adevăr? Păi acum nu, da. Acum nu e adevăr, dar totuși dai nea. Nu e adevăr. Tu gândești un pic? Nu. Păi da, când e adevărul, îi țin partea. Când nu, nu. Hai, nu am cum să fiu fals ca voi. Dacă mă cer toată cu unul, să fiu negativ. Nu. Lasă-mă pace. Mă ridicai. Tu stai și asculți ce zic ăștia și faci contra lor. Nu o să faci ce simți, tu faci ce zice ăla și ce zice ăsta. Ba, faci ca ei, ba, faci contra lor. Nu faci ce simți. Mă deranjează și mă irită chestiile astea. Tu în loc să ții cont de tine, tu ții cont de părerile lor. Te interesează ce zic ei, că te critică ei, că mamă ce-ți face Radu, mamă faci și zice el, mamă faci și zicem noi, mamă nu știu ce, nu, frate, ori faci și zici tu, ori du-te de aici și lasă-mă în pace în casa petelor. Ce-ai spus ei după ce plecă el? Că tu ai vrut oricum să te ridici, ai zis. Dar asta s-a văzut în momentul când... Și mai departe. Mai departe ce? Când m-a acuzat tu că l-a spus și cățelul lui și așa mai departe. Da, ți-a zis, șezi, stai jos. Și ce spuse eu? Mi-am zis șezi, mi-am zis stai jos, nu șezi. Cu gura pe tine. N-au zis stai jos, nu șezi. N-au zis cu șezi și de astea, n-au vorbit așa. A zis stai jos. N-au vorbit așa. Păi și stai jos ce înseamnă? Păi ca și cum e cățelul tău, stai jos. Da mă, că tu zici stai jos la câine. Tu ai ceva de comentat la orice. Dacă fac ca ei? Dacă fac ca ei nu-i bine, dacă fac ca tine nu-i bine, dacă fac ca mine nu-i bine. Dar tu ce e bine? Mă, omule, el îmi spuse pune-te jos. Dacă mă puneam atunci tot comentai. Îmi zice capul? Ăsta îmi spuse pune-te jos, să stătui în spate. Bă, tu faci ce vrei sau ce zic ei? Ce vreau. Unde ce vrei? Mereu am făcut ce am vrut. Păi dacă te-ai pus lângă mine și când a zis ăsta pune-te pe el, tu te dai la o parte? Ai declarat că o să lupți în continuare pentru ea. Ai fost mândru când ți-a spus domnul Șaracțina că ai arătat puterea dragostei. În felul tău, da? Dacă într-adevăr arătai puterea dragostei și îți plăcea de ea cum spui tu, nu e vorba să pui mâna pe ea. Da, te ții de capul ei. Eu o întreb de vorbă, frate. Te ții de capul ei. O întreb de vorbă, da? Știi că faci așa, că îi place să fii milog. Înțelegi? Dar dacă ți-i dă-i doamne, și mi-a zis să dea sfaturi din iubire, băi, ia uitați-l aici, Dr. Love. N-ai cum să renunți. A început ăsta să-i dea sfaturi de iubire. Prietenului său, Nicolas, parcă erau adversari, acum îi dă sfaturi. Cum se întâmplă lucrurile astea? Doamne, cum e viața asta? Acum un minut ne certăm, acum ne împăcăm. Ia uite-i. Cum e viața? Ia. Zi, dă-i continuare sfaturi, spune-i de viață, hai, cum face-i? Am zis că vorbim prietenește. Acum vorbim prietenești, acum sunt prieteni, băi, până acum se bat, acum sunt prieteni. A fost momentul ăsta, un minut în care... Dar stai un pic așa, că eu nu înțeleg o chestie. A trebuit să mă omor cu ăsta acum? Radu!
Că vreți voi? Până acum faceți că nu vă suportați și acum sunteți surori. Nu, nu s-a supărat. Deranjat, nu s-a supărat. Am discutat un minut strict despre ce. Deranjat. Ce-ți trece? O să-mi treacă. O să-mi treacă. Ce în fel îl ia, cică și-ți trece. Să știi că nu vreau să te supăr deloc. Bine, o să-mi treacă, ți-am zis. Bine, și eu îți spusei că nu vreau să te supăr deloc. Eram doi copii și aveam o portocală, lumea întreagă era și ea. Și voiam să-ți mai portocală, spun, Radu. O portocală. Treacă-m! Teri! Vine și... Băi, teri! Ești slab? Ești slăbun? Treacă! Ești! Du-te! Ce-i mai pățit iar? De la ce v-ați luat iar? Păi da cu banane mine, da! Da, diferit! Păi cum așa? Hmm? Calmează-te! Calmează-te! Calm down! Aia, aia înseamnă să fii un om slab, de-aia nu te place Gianina, că ești un om slab! Și tu te duci să-l întărâți când... Ce n-am făcut? Nu am întărit cu nimic. Te duci după el, nu te duci după I-am el. I-am dat o banană, ce am făcut? Dar mă lasă asta, că am văzut în ce hale ai dat, că ai vrut să faci și cu mine, dar la mine n-ai reacții. De la el ai, că ai văzut că e slab. Și ai prins punctul sensibil. Dar nu, nu te duci după el. Tale, nu te duci după el. Că era doi copii și aveați o banană. Ți-am dat o banană, nu o banană. Ce am făcut? Una e să dai, alta e să arunci o banană. I-am aruncat exact în mână, măcar băi la tine, măcar te-am dat-o pe tine. Desfăcută. Da, el. Desfăcută. Ai, am zis să-l ajut, să fie direct desfăcută, să o mănânci direct, că era supărat și am văzut care nevoie de proteine. Ascultă ce spun. Dacă nu te... Să mă... Așa o cucerești pe Gianina. Așa o cucerești pe Gianina, mă. Uite ce gesturi ai, uite om de 3 de ani. Vezi cum te duci iar, lasă-l, vezi chip. Dacă vezi... Asta ce fac? Dar ți-e pare că mă duc pe el? Nu-i vorba că te... Da, te duci după el. Lasă-l. Eu fac... Cum crezi? Păi el e vinovat, n-am zis că ești prima, dar de ce te duci după el? Ce? De ce te duci după el? Ca să-l auzi ce latră acolo, nu-l auzi? Lasă-l să latre liniștit, să te înjure, că e vinovat ție. Dar nu te duci după el. Dar m-am dus după el, m-am dus după el. Aveți amândoi aceeași greșeală. Păi nu m-am dus după el, m-am dus lângă el, da? Te duci lângă el când îl vezi nervos? Ca să, nu, păi să se vadă că l-ascult, dragule. Ca să nu... Ca mai... Să doare ce mai tare, de ce să-l tratezi cu indiferență? Da. Am zis să fiu băiat cu bun simț și să-l ascult ce are de zis. Păi eu l-ascult vrei, și acolo. Vrei un psiholog să te ajut, Nicolas? Păi și Nicoliță? Și ce-ți trebuie? Vino încoace, cu ce? Îl vezi nervos și îl agiți în continuare? Nu îl agit. Vreau să-l ascult, dragule. Ce faci? Vreau să-l ascult. Dacă îl vezi să nervos, văd ce probleme are, poate l-ajut tot da, un fel. Prima dată, ca să-l ajut pe el, trebuie să-l ajut pe tine. Calmează-te, Nicușoare. Lasă-mă să stau jos, că tremur. Păi da, dar dă-ți cu niște apă pe ochi să-ți revii, ole. Păi ce vorbeați? Despre ce vorbeați? Nu știu despre ce vorbeau, dar m-am pomenit fix sub banana în mine. De unde și până unde... E el cu mine la destul. Jupoi ca pe tine. Păi da, mă, dar de la ce? Băi, mă, n-am auzit, nu știu ce vorbeau și m-am pomenit cu banana în mine. Special în tine sau a fost din greșeală? Nu din greșeală, intenționat, a dat cu banana în mine, dă... Cățel. Eu te... Sunt bun, bun, dar nu mă lua de... Eu sunt calm, frate. Ești copilașul meu, mă. E greu. N-am cu ce să te fac. E greu să mă întrezi pe mine. Eu nu stă la. Da, uite, e greu să mă întrezi pe mine. Și uite că așa fac mereu, mă. Eu așa fac mereu, mă. Ăla e stres. Ferească Dumnezeu. Ăsta își dă singur grade și bagă cu gură oamenii. Băi, și crezi că eu vorba că uite cum vorbești tu cu mine. Uite cum vorbești tu cu mine. Ești bun. Uite cum sunt eu relaxat. Și tu cum ești tu? Uite cine stă. Că nu știu ce. Ce să faci asta cu mine? Cum ești jos? Cine stă jos și cine se pune în genunchi? Eu nu m-am pus în genunchi. Bine. M-am pus în genunchi. În fața ta? Da. Când? Cum poți să fii relaxat la ce s-a întâmplat? Cum? Dar de ce să nu fim relaxați? Mă, păi tu ești, nu știu ce-i cu tine, toată lumea spune ce să faci sau care-i fata, da, ce stai? Da, logic. Cât oameni sunt care spun ce buni să faci? I-am dat o banană omului desfăcută ca să nu se chinuie. Bună! Mă, odată, nu mai era odată, de ce n-ai mâncat-o tu? De ce trebuie să le dai la alții? Nicolas, eu împar banana mea. Banana mea o împar cu tine. Tu da cu banana. Nu ți-am pus-o pe modul cel mai serios. Nu am aruncat. La modul cel mai serios. Te-am pus-o?
Nu, mână. Ți-a lăsat o mână, mă. Bă, omule, ți-a lăsat transpirat. Da, 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 da. Vreau să spun la medic cel mai serios. Da, să se mai întâmplă o dată. Bă, mere. Mă descalific. Toată era asta, da. Așa, mai zi, mai zi. Vezi că te-ai inflat la față. Ce gesturi ai, dragă? Nicolas! Nicolas, dai pace! Pizen! Hai să medităm! Hai, hai să medităm! Hai. Dar ți-a pus o mână, Nicolas, te-ai enervat, Iulia! Nu stă cu banană! Hai să medităm cu toții! Hai să avem moment de meditare! Hai să... Iaută-l, iaută-l! Hai să fim... Bine, mă, te ajută! Da, la prostii ajută! Madalin, da. Calmează-te! Piciile! Lasă-l care vă lumeze fosfor când vorbește cu mine! Păi, dar voi sunteți singurii care vă enervați! Gata! Eu zâmbesc, da. Eu sunt vesel! Păi asta termină! Nu-i voie să faci așa ceva! Dar voi sunteți nervoși, eu sunt calm! O să se ia măsurile necesare pentru amândoi! Că și el a greșit, dar și Nicușor! Eu n-am făcut nimic! Păi da, mă, dar eu n-am făcut nimic, n-am aruncat, a greșit! Tu te duci și ne zici pe Nicolas, săracul Nicolas! Știm toți că nu stă bine cu nervii! Ce să-i fac eu acum? Eu am vrut să-mi pat o banană în care nu am instigat. Nu poți să dai vina doar pe ăsta, într-adevăr. Păi da, dar să-l las de pace! Radu se aliază cu mine. Ce ați făcut și aici? Uite ce se aliază acum. Tu vede că e... E vede că e supat. Să te lovească lumea! Ce trebuie să-ți iei bătaie de la cineva sau care faza? Dacă nu am zis, mai alb ca tine de 7 ani, da? Mai alb ca mine? Mai alb ca ai mei, nu ca mine. Nu-ți dă nimeni bătaie, stai liniștit că nu se ajunge acolo ca să fie cineva descalificat în halul ăsta. Dar nu am de ce să fiu descalificat, dragă. Bă, el e așa, nu am fost agresiv. Ile, eu n-am avut nicio urmă de agresivitate. Am venit și am aruncat, ia Nicolas o banană, ia Radu o banană. Bă, am văzut că erai pe conexiune cum ai aruncat. Ia și tu, ia și tu, dar nu ești. Dar nu am aruncat în nervi. Ai aruncat, au nu știu ce. Bă, dar nu te fac, ești de astea. Bă, se va vedea pe material că ai aruncat. Eu m-am aruncat o ușurel. Da, eram aici, ia Nicolas, am aruncat-o în mână. Acolo când ai aruncat lui Radu, am aruncat aproape de ta. Nu am aruncat-o, dragul meu, decât în mâna ta. O aveai în mână. Băi, am aruncat-o în mână. A dat așa. Ia uite. A prins-o în mână și apoi a aruncat cu ea cap. A dat așa, se va vedea pe material. Ile. Nu, da. Nu se va vedea dar pe material. Dar nu-l vezi pe el, că el e așa. Îi trebuie o zgardă de antipurici și face ham la cerințele stăpânului, înțelegi? N-ai de ce să-l acuzi pe omul ăsta. N-ai de ce să-l acuzi. Dacă omul are stăpân. V-am făcut-o ca la carte. Le s-a terminat. Ia uite cum uite, latră. Latră, vezi? Că inițiala de pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.